acum aproximativ 15 ani, o bună parte din membrii s-au cunoscut în diverse contexte și au aceste relații care s-au construit atunci s-au extins peste timp în diverse colaborări. Acum aproximativ 6 luni, Florin Pârlă a venit la noi cu o propunere care a fost foarte interesantă, aceea de a coagula aceste colaborări. Și aparent în București încă nu există o astfel de inițiativă, deși clusterele sunt foarte promovate în Uniunea Europeană, sunt clustere de ITNC în Ardeal, Oltenia și Moldova, în București încă nu există și astfel ne găsim în postura de a fi primul cluster ITNC din București. Ca principale trei obiective avem transferul de cunoștințe între mediul academic și cel de business, creșterea numărului de specialiști IT într-o piață în care a explodat efectiv cererea și, bineînțeles, crearea de oportunități de colaborare între membrii și partenerii clusterului. Clusterul în sine este un mecanism prin care continuăm colaborările noastre. Nu ne propunem să avem cei mai mulți membri sau cei mai mare cifre de afaceri sau cei mai mulți angajați. Nu asta e obiectivul. Scopul este să ne reunim ca să realizăm lucruri împreună. Și ultimele 6 luni ne-au demonstrat cu prisosință acest lucru. Fuziunea de idei a fost fantastică și de asta e un semn de întrebare de ce nu a apărut până acum când este atât de bine. Suntem a bunch of guys, am lucrat împreună de aproape 15 ani în diverse companii și la un moment dat, ca o consecință firească a faptului că suntem predictibili unii față de alții, ne-am gândit să folosim această formă de organizare. Și iată-ne aici. Scopul clusterului este să aglutineze energiile a 11 companii și să ne permită să facem față unor proiecte mai mari decât am putea să facem fiecare în parte și mai ales să înțelegem într-un mod matur piața pe care activăm. Una este să lucrezi pe nișa ta de piață și alta este să consolidezi, să împreunezi informații de piață, informații despre piața muncii, despre clienți, despre trenduri. E un lucru inteligent pe care, să zicem, mediul de business românesc trebuie neapărat și nu doar într-un mod formal să-l utilizeze, pentru că multe clustere, după părerea mea, existente acum în România, au un aspect formal, sunt aproape niște organizații politice și, mă rog, care poate își consumă prea mult timp și energie în convocări, în prea mulți membri. Abordarea noastră este cea pe care ați văzut-o, adică ne dorim să rămânem un număr foarte mic de firme, minimal, astfel încât, în primul rând, să învățăm noi să lucrăm unii cu alții și după ce noi o să fim un instrument efectiv, să încercăm să facem parteneriate cu diverse alte firme pe diverse teme, inclusiv pentru Smart City. Ideea de la care am pornit n-a fost neapărat o intenție de a influența mersul în bine sau în mai bine al urbei noastre. Ideea de care am pornit a fost de a ne pune la oaltă niște firme care suntem totuși mici către medii, să generăm idei și să căutăm implementarea lor în proiecte și găsirea prin aceste proiecte de soluții la probleme care ne frământă în traiul zilnic din oraș. Avem două componente în zona membrilor clusterelor, cei care sunt cu implicații directe în zona de ITNC, software și proiecte în zona de software, iar partea conexă care ne ajută în completarea și accederea către cele trei direcții pe care dorim să mergem, în special proiecte, sunt firme conexe, dar tot implicate în zona IT-ului. Deci avem un pool de 11 firme care se completează și concurează la oaltă, dând valențe acestui nou cluster IT.
Compania noastră a decis să se alăture clusterului după o discuție destul de scurtă, trebuie să recunoaștem, cu conducerea actuală a clusterului, din care rezulta că felul nostru de a face business și tehnologia pe care noi o promovăm în România este absolut compatibilă cu viziunea clusterului, astfel încât ne-am așezat, eu zic, pe o nișă, nu numai în cluster și în comunitatea de business IT din București, dar pe o nișă în general, verticala comunicațiilor operaționale și managementul workforce, adică echipelor de teren, companiilor de distribuție, de securitate privată, în ceea ce privește utilizarea cât mai eficientă a forței de lucru de care îi dispun. Este o zonă pe care noi credem o putem exploata mai eficient ca și cluster decât ca și companie în sine. Și astea sunt, de fapt, și așteptările noastre de la acest setup de cluster și modul de lucru pe care îl promovăm acolo.